șef Joseph Haddad. Bună dimineața, bine ați venit de 1 decembrie și la mulți ani. Bună dimineața, România, bună dimineața. La mulți ani, România. Da, mulțumim la fel. După atâția ani petrecuți în România, mă gândesc că și dumneavoastră nu vă simțiți deja... Sincer, mă simt român și izraelien și marocan și tunizian. Știu că este tot împreună. În ce an ați venit în România? Mai țineți minte? Da, bineînțeles, octombrie 96 am ajuns în România. Cum ați ajuns? Ce v-a adus spre țara noastră? Se știe, eu era un șef de la King David Hotel, adică de 5 stele, cel mai mare. Am gătit și pentru Clinton, pentru Franco. Francine, toată lumea am gătit. Și a zis un proprietar, uite-te, a luat un clădire foarte frumoasă în România și a zis la el, România? Da-mi harta, vă să văd unde este România. Știu de România. Unde e? Păi avem un eveniment, vine acolo, se face treaba. Când avem de România, când ajung eu la România, nu era pe anul 6, nu era cum este acum 2022. Nu era multe supermarket unde se cumpăr marfa cu aia, cu tare. Și a luat toate lucrurile, condimentele cu mine. A fost la piața Mahan Yehuda în Ierusalim. Am dus tot, a venit pentru câteva zile și am făcut un prima petrecere, un prima nuntă și un om a căsătorit cu un româncă. Era foarte frumoasă. E din Australia. Pentru 120 de persoane. Când a intrat în clădirea în Casa Varnesco, este un monument în istorie, are 190 și ceva de ani, m-am dragostit. Când m-am văzut de clădirea, la fel ca Elezen în Franța. A fost primul loc în care ați fost șeful România, la Casa Varnesco, acolo, exact, la acest eveniment? Acolo am început, nu spune, am început cariera mea gastronomică, care am făcut în Israel, în America, în Michelin Restaurant, în Franța. Dar aici am văzut pe piața românească, adică nu este cum este acum gastronomia, adică prea înaltă. Și aici a zis, aici am oferit, proprietarul a oferit mine ceva, da? După aceea m-am întors acasă și după o lună de zile i-a venit la mine încă o dată și a trebuit să vorbesc cu soția mea. Soția mea se odihnește Dumnezeu, da? Și a zis, uite, Joseph, dacă tu place locația, o să fie mereu în spatele tale, pentru ea singura a fost o soție că a ținut de soțul mie în spate, adică a dat mie putere. Fără putere ea... Avem și vorba asta, că în spatele oricărui bărbat de succes... Este o femeie. Și după 10 ani de zile în King David a spus, a făcut stop și a venit aici în țara, a fost 2 ani de zile singur. Am pregătit terenul, cum spune, după ce a venit soția cu 2 copii. Dora a fost 5 ani și Daniela era 4-3 ani de zile. Da, România aia adevărată pe care ați cunoscut-o, când ați ieșit pe stradă, când ați început să cunoașteți oamenii, da, cum vi s-a părut? O să spun eu, uite-te, primul rând limba română n-am știut. Era vecin român la noi când era noi mic, adică vine din Piatra Neamț. Și știu câteva cuvintele. Numai juratorul. Așa avem noi grijă. Da, așa învățăm noi pe toți. Dar sincer, pentru mine a fost foarte greu. Pentru bucătărie, când eram în Casa Varnesco, majoritatea nu știe limba engleză. Și eu știu puțin limba franceză. Tot timpul secretarea lângă mine, da? Și tot timpul spre ea și-a învățat. După aceea m-am luat niște creon și am scris cum spune faina, așa, că văd ca un copil de clasa întâia. Faina cum spune polonica, cum spune telo, cum spune ligian. Să vă ajute să comunicați, adică, cu angajații. Da, pentru mine a fost foarte, m-a rupt dinții. Nu, limba romană pentru mine era foarte, limba foarte... literele este limba foarte, foarte grea. Cine știe? Eu știu limba română, adică din stradă, nu am învățat eu. Dacă literele, limba română e limba foarte, foarte, foarte grea. Și știi, la mine acasă, când vorbește la telefon, Sara, de la restaurantele, spun câteva, fiteța mea din spate, tata, nu e așa, spun așa, nu corect. Tot timpul se curtează pe mine. Dar de la început, când a intrat eu, oamenii din bucătărie, de oamenii
a primit pe mine foarte, foarte, foarte frumos și ciudat. Pentru să văd de o țară, eu nu cunosc țara, adică eu sunt străin, a primit pe mine foarte, 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 foarte bine, adică cu căldura. Se spune despre noi românii că ne împăcăm foarte ușor cu destinul, cu ce ne-a pregătit soarta. Pentru Joseph Haddad, acest destin, venirea în România și traseul ulterior, a fost unul bun, norocos? Povestea ei e așa, adică pe scurt. În viața mea, când eram 18 ani, 19 ani, am vrut să ajung în Australia. Asta a fost pe gândul meu, tot viața mea în Australia. Când am venit în România, când a zis, haide, plecăm din Israel, am făcut bagaj și am făcut bilet din Australia. Și în greșeală am intrat pe compania Tarom să plec. Asta a fost bancul. Da, bun bancul. Dar sincer, mă simt norocos, adică am venit în țara. Primul rând și pentru mine și pentru familia mea și pe alta parte am dat nu spun eu, dar oamenii spun mie, adică norocos și populația română când am dat eu niște lucru bun, adică cu gastronomia, adică am crescut, adică niște bucătar, că era mici la noi, la școala, de 13, 14, 15 ani de zile, acum este bucătar din Londra, din Japonia, din Franța, adică spune unde învață, a spus la Casa Varescu lui șef Haddad. Pentru mine asta este enorm de important, că când din mâna mea, în țara, nu al meu, pot să spun acum, e țara mea, am două. Aveți și cetățenie. Exact. A crescut niște bucătari foarte, foarte, foarte buni. Sunt enorm de bucuros că am 63 de ani și încă oamenii se spune, am învățat eu la șef Haddad pe timpul 99-96 când a venit aici în țara. Și pentru mine este un lucru foarte bun asta. Asta nu uit niciodată. Mai țineți minte ce ați mâncat prima oară din gastronomia românească? Da, bineînțeles. Ce anume? Când a venit în România, uite, știu de Mama Liga, de la vecin, Mama Liga cu aia. Când a venit în țara, am văzut așa, eu sunt iubitor de pește. A venit în zona, țara mediterania, lângă mare, tata și mama, că nu mai pește, de mult pește, și mai puțin carne. Și era când a venit aici la Casa Margo, era un șef bucătar foarte cunoscut. Domnul a murit deja câteva mult ani de zile, domnul Grauer. Domnul Grauer era un bucătar pe timpul Ceaușescu. Foarte cunoscut și foarte, foarte, foarte bun. Eu sincer, eu am învățat de la el foarte mult lucrurile în bucătăria românească. Și zici mie, ce mănânc șef? Să mănânc pește, să fac o pește. A luat un plancea, i-a pus sare de mare, sare pe plancea, i-a spus, ce face omul ăsta? Mă zic, ce face? Vă să omoră pe mine cu sare? După ce a luat un crap și a filetat așa frumos și a pus crap pe sare. A spus, cum mănânc asta că atât mult de sare? Și zice, asta este numele, este Saramura. Ah, da, corect. Saramura de crap. Adică saramura, pește cu saramura. N-am știut saramura, n-am știut ce e asta. După aceea se crede, ce e asta saramura? Asta e o specialitate românească, cum mănânc pește așa, după aceea vine cu ardei, cu ceapa, cu aia, pe asta, da. Și cu usturoi, deja am Și noi. Și asta prima pește ce am mâncat din mâna lui. Și așa, sincer, fără minciună, a fost o pește... Delicios. Mai delicios. Nu a fost cu sare deloc. Cu multă sare așa l-am îngunit. Dar e foarte bun. Știu, mâncarea românească este mâncare gustoasă, adică este gustoasă, dar din păcate e foarte grasă. Dar ea mâncarea românească, da? Dacă pune pe farfurie, poți să pune altfel. Nu așa o bombă. Adică pune puțin mai gourmet, înțelegi ce spun eu? Există vreun punct în care mâncarea românească se întâlnește cu ce mâncați dumneavoastră acasă? Da, uite, există, uite, la noi avem o mancare, adică orientală, din zona Maroc, Nordul Africa sau Tunisiana.
Mă aduc aminte, mama mea tot timpul a făcut șabatul, vinerea la evrei, niște, o dată carne, o dată pui. Nu a fost tot vinerea, a fost carne sau pui, da, pește. Dar nu a fost multe, cum spune limba română, cașcaval. Înțelege? Și există niște pui cu mult usturoi și cu ceapa și cu ardei. Și asta, când am mâncat eu odată o stropel de pui... O stropel de pui, uite, avem cuvântul meu, m-am duc aminte, a fost picante și foarte, 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 foarte bun. Și am duc aminte de legătura că m-a gătit mama cu mâncare românească, adică este mâncare picantă. Și noi, marocani, mâncăm picant, dar eu nu mănânc picante, pentru că eu frica să-i pierd gustul gastronomic în gura mea. Asta e treaba. Pe atunci m-a oprit picant acum de 30 de ani de zile. Și evitați orice aliment picant de atunci. Da, da, eu mănânc un pic picant, nu pot să mă picant, dar mănânc un pic, dar nu eu, marocan. Spune, dar ești marocan, da? Joseph, cum nu mănânc picantul? Voi mănânc picant, la e nebune, a spus. Eu cu picantele lasă pentru voi, pentru mine lasă. Suntem cu șef Joseph Adad în această dimineață. Când ați deschis primul restaurant în România? Uite, uite-te, în Casa Varnescu, când era pe anul 2008-2009, când a început criza aici în România, Casa Varnescu a început să fie up and down. Adică pe 2010 a închis Casa Varnescu și a rămas eu fără... Cum spune? Fără obiectul muncii. Nu, a fost fără bucătărie. Fără bucătărie, știu cum este, m-am nebunit. Și după aceea m-am dat niște consultante în multe restaurante în București și afară de București și după aceea a început să fac televiziune. Prima emisiune a fost Top Chef, jurat, după aceea am închis restaurant Joseph by Joseph Haddad, primul restaurantele ca proprietar și ca executive chef. Și m-am zis, cum văd eu pe glindă, a spus, uite, a plinit mie un visul meu. Adică a închis o restaurantele foarte puteric din pe piața românească, Casa Varnescu. A fost un restaurant noi numărit pe piață. Corect. Da? A fost unul restaurant, adică am pus acolo niște mâncare franțuzească clasică, adică cu toate lucrurile acolo. Am durut unima, nu am dormit câteva luni. Când s-a închis, spuneți. Când s-a închis restaurantele. Când am deschis să fiu eu șef și proprietar ca un restaurantele. Știi cum este, m-am văzut pe oglindă, spus, nu cred, eu sunt eu, stau acum pe oglindă, da? Se spune, Joseph, este al tău. Adică Dumnezeu, am rugat la el să fie bine. Și asta e primul, asta a fost pe anul 2011 și când a început pandemia, am închis restaurantele pentru... 70% din clienți era străin, că s-a închis aeroportul și toate lucrurile acolo, vânzarea a căzut și nu a putut să face fața financiară. Da, aveți încă două care merg foarte bine. Caju, uite, Joseph by Joseph era restaurantele din sufletul meu. Acolo cu 28-30 angajați nu poți să face niște profit mare. Dar Caju, am deschis Caju și Caju împreună cu Joseph după 3 ani de zile, dar Caju a dat mie aer, adică aer în plămâni, poți să ține și pe familia și pe... Și o libertate financiară, un confort. V-ați gândit vreodată să plecați din România în acești ani petrecuți aici? Asta a întrebat din toată lumea, pe mine. Știu, mama mea are 85 de ani. Tata trăiește, are 90 de ani. Mulți înainte. Mersi la fel. Și mama a zis, Joseph, uite-te, haide să întorci în țară, gata, 27-28 de ani. Asta suficient acolo. Haide suficient. Te-ai distrat. Te-ai distrat, aveai două restaurantele, a făcut un numele, a făcut asta. De unde vrei să ajung? Eu îmi zice, uite-te, mama, eu dacă eu dimineață, trezește dimineață, se spune așa în mine, iarăși restaurantele, mai bine pune short-ul să plec acasă. Dar așa iubește eu meseria mea și fac eu cu tot sufletul, atâta ani de zile, suntem 48 de ani în bucătărie. Când ai intrat cu tată, când era eu 12 ani de zile. Așa de mult ani de zile, încă nu am saturat. Mi-mi place ajung la restaurantele să fac mâncare bine,
servește la client, să fii împreună cu ei, adică se dai orice pot eu, când am eu 63 de ani, cât pot eu să dai încă mai mult la cliente români să vină. Să spun încă ceva. Să știți, străin, când vine în țara, e pleacă să vină, Dar pe plinul important, populația română se vine la noi. Străinii, ok, odată vine, odată așa, plec acolo, dar românii n-am nevoie de client român. E important, pentru că clientul român a deja învățat să mănânci, să știi. Cum știu eu? Că vine un bol la, spune, masa 22, 4 pax e 4 persoane. Eu văd acolo rața medium rare, muș de vita rare. Eu când pe șef de spune, masa asta e fransuz, e moment din Franța, străin? Nu, Joseph. Șef. Român. Este român. Român. Adică ne-am mai rafinat și noi un pic. Da, exact. Am crescut cu dumneavoastră. Exact. Și astăzi sunt fericit că oamenii noștri, românilor, au învățat să mănânc. Pe anul 96, o pe 2000, poți să păcălește pe ei. Păcălește. Să mănânc, nu problemă. Dar acum, dacă cerche antricote, Welda nu există. Nu e medium rare, medium. Asta înseamnă că oamenii au învățat să mănânc. Pentru mine, am un suflet calde, se vede oamenii noștri, se știe să mănânc cum trebuie să fie. Vreau să vă întreb ceva. Știți cuvântul, noi nu mai folosim pe aici, prin România, mișto. A, știți, da? Știți, da? Dacă cei de acasă... A, nu, spun așa. M-a luat la mișto. Dacă cei de acasă sau un străin vă întreabă ce e mișto în România, ce le-ați recomandat? Sau ce le-ați zice că e mișto? Ce e mișto? Primul rând, țara cum arată, adică munte, adică istoria România. Adică România are 104 ani România, da. Are. Clădiri, țara, adică asta, pentru mine asta e mișto să fie, adică plec la munte, dacă se închide mie ochii, dacă prima dată când în țara, se aduc la Sinaia sau în Brașov sau alta orașe, se spun sunt în Elveția, sunt în Austria sus, la munte. Asta pentru mine e mișto pentru mine, se vede lucrurile bune și noi țara, cum spune, țara noastră, aveți mult posibilitate să aduc turism în aici, dar din păcat încă nu face efort prea mult pentru... Mai avem de lucrat. Mai avem multe lucrări. Asta e important. E pe foc, tigaș. Da, mulțumim mult pentru faptul că ați venit chiar de Ziua Națională aici, la noi în emisiune, să ne povestiți. Mulțumesc mult pentru invitația. Deja am puțin emoții, dar e ok. Știți, eu cu camera nu am emoții. Dar voi trei, așa, deja...